Evanghelia, să fiu în adunare, să fiu împreună cu dumneavoastră, fiți binecuvântați de Dumnezeu. Ne apropiem de Sfintele Scripturi, de Cuvântul lui Dumnezeu și spunea Martin Luther că atunci când vorbește Scriptura, de fapt vorbește Dumnezeu. Având această încredințare, îl rugăm pe Duhul Sfânt să ne deschidă inimile, să pricepem Cuvântul, fiindcă Cuvântul nu poate fi priceput decât cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Nici o minte luminată, nici un om n-ar putea să înțeleagă Evanghelia dacă nu se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. De aceea noi spunem ca și Samuel de altă dată, dimineața aceasta, vorbește, Doamne, căci rogul Tău ascultă. Marea victorie a Domnului Iisus Hristos din dimineața Învierii a fost consemnată de Dumnezeu în istorie. N-a fost nicio victorie mai măreață în Univers, în lume, în cosmos, pe pământ, sub soare, nici o echipă de fotbal, nici un campionat mondial, nici Nadia Comăneci care a luat 10 la Olimpiadă, nici o altă victorie din Univers, nici în sport, nici în politică, nici în sociologie, nici într-un alt domeniu, nu poate fi pusă alături de victoria lui Hristos. Victoria Învierii lui Hristos este consemnată ca cea mai mare victorie. Însă victoria aceasta mare, sau dimineața aceasta victorioasă, a Învierii Domnului Iisus Hristos, a fost într-un fel umbrită de ucenici, pentru că n-au putut să creadă că El este viu. Deși Iisus le-a spus că va învia, voi fi prigonit, voi fi batjocorit, voi fi dat pe mâinile lor ca să mă biciuiască, voi fi pus pe o cruce, voi fi răstignit, dar voi să știți că a treia zi voi învia. Au știut lucrurile acestea, nu? Dacă erai tu acolo, dacă erai tu unul dintre ucenicii lui Iisus și l-auzeai pe Iisus cu glas blând, blajin, să nu vi se tulbure inima. Ioan 14. Vă spun aceste lucruri că atunci când ele se vor întâmpla, voi să aveți credință în Dumnezeu și să aveți credință în mine. Să aveți pace. Dar a treia zi să știți că voi învia după Scripturi. Fiindcă toate Scripturile Vechiului Testament arătau înspre cine? Înspre Domnul Iisus Hristos. Scripturile vorbesc despre mine și eu am venit să împlinesc Scripturile. Și El a murit după Scripturi, a pătimit după Scripturi, dar a treia zi a înviat după Scripturi. Și era cu neputință ca moartea să-L țină pe acela care este înviere și viața. Și cu toate astea, ei nu au putut să-i creadă. Titlul mesajului din dimineața aceasta e despre dezamăcirea spirituală. Să știți că în viață noi avem parte de multă dezamăcire. Acum câtva timp am mers la vot, soția mea era sărcinată cu fetița, era aproape să nască și a spus, mergem la vot, că ne-am pus speranța cel care ne conduce astăzi, că e de-al nostru. Și am fost tare dezamăcire. O spun deschis. Se căsătoresc cu unii și își spun speranța că domne, văd frumos care a venit, mă va face fericită. Și nu o face fericită. În viață avem tot felul de dezamăgiri. Dar vreau să vă spun că cea mai cruntă dezamăgire, dar copiii pe care îi crești, da? Îi crești cu atâta bucurie și spui, domne, voi avea și eu la bătrânețe ca și Avram, un sprijin, ca și Iacov, care îngrijea de Iosif și mai ales de Beniamin, că erau copiii făcuți la bătrânețe. De ce se gândeau așa? Dom'le, i-am făcut mai la bătrânețe și ăștia ori sta cu mine. Și vezi că și-au tălpășit, și nu te mai bagă în seamă, ești bolnav, nu te mai sună. Spunea o soră din adunare că a fost bolnavă și cea mai grea boală ei a fost că copiii n-au sunat-o, că n-au căutat-o. E o dezamăgire sau nu e o dezamăgire asta? În viață sunt dezamăgiri. Când te aștepți că unde se botează și spune, domnule, s-a botezat, a făcut cu fratele lui un cursul de cateheză, să vezi după aceea ce intră în slujire, să-i vezi și se botează și după aceea de viață vezi la biserică. O altă dezamăgire, nu? Dezamăgiri după dezamăgiri și în viață avem de-a face cu dezamăgirea. Dar cea mai cruntă dezamăgire este dezamăgirea spirituală. Asta e cea mai cruntă, dezamăgirea de Dumnezeu. Pentru că dacă te dezamăgești de oameni, sunt oameni, cumva te mai pojoresc. Dar când ești dezamăgit spiritual, când ești dezamăgit de Dumnezeu, atunci ultimul lucru care îți mai rămâne este iadul. Și au fost, și avem în Scriptură, oameni care au fost dezamăgiți de Dumnezeu. Care au intrat în
și ultima șansă sau un singur lucru mai rămâne, când apare dezamăgirea spirituală, un singur lucru mai rămâne, tragic, iadul, moartea. Și în textul nostru avem de a face cu doi dintre ucenici care au fost dezamăgiți de Dumnezeu, care au fost dezamăgiți spiritual. În el ne-am pus nădejdea. N-ai auzit despre acest Iisus, un proroc puternic în fapte, nu numai în cuvinte. Era puternic înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. N-ai auzit? Noi ne-am pus speranța în el. Noi am crezut că el este nădejdea lui Israel. Am crezut că el va izbăvi pe Israel. Bun, Cleopa, că pe celălalt nu știm. Se pare că era soția lui Cleopa. Nu știm cine erau cei doi. Cleopa ne spune că tot nu chema Cleopa. Bun, dar ce ai așteptat tu? Când spui izbăvirea lui Israel, la ce te referi tu? Și el spune cu zâmbetul pe buze, păi măi, eu am crezut că vine la conducere și îi dă pensii mai mari. Eu am crezut că vine la conducere și ne dă și nouă facilități ca în Europa. Eu am crezut că vine la conducere și ne scapă de șucul ăsta roman. Că uite ăștia, cum luăm pensia, cum fac impozite. Ei au așteptat un izbăvitor și l-au așteptat cu ardoare și când a venit Iisus, au zis, Doamne, ăsta e izbăvitorul. Dar ei au vrut să fie izbăviți economic, nu? Social. Au vrut să-l facă împărat. De ce? Doamne, dacă ăsta e împărat și e o criză, cum a fost prin 2009-2010, dacă e o criză în lume, până asta dacă are 5 lei, să fac 5 miliarde, nu? Câțiva pești și câteva pâini s-au înmulțit. Ăsta e împăratul care ne trebuie, nu? Ăsta e conducătorul care ne trebuie. Unul odată l-a văzut pe Iisus și spune, Doamne, văd că ești cu putere de convingere, văd că ai înțelepciune de la Dumnezeu, am și eu o problemă. Și Iisus aștepta să vadă că ăsta are problema mântuirii, că își pune problema veșnicii. Că, de fapt, dragilor, nu există decât o singură problemă. Problema veșniciei sufletului. Atât. Asta e singura problemă. Unde se întrece veșnicia? Restul sunt nimicuri. Pentru că dacă mor la 20 de ani și ești în păcat cu Dumnezeu, te duci în viață veșnică. Dar dacă te mor în păcat cu Dumnezeu, te duci în iad. Și ăsta spune, Doamne, am și eu o problemă. Bun, care e problema ta? Hai să ți-o aud. Spune-i lui frate meu, să împart averea cu mine. Și Iisus spune, pe cine m-a pus pe mine între voi? Eu nu de asta am venit, ci eu am venit ca să dau lumii viață veșnică. Eu am venit ca să dau lumii mântuire. Și dacă ești în dimineața asta, în locul acesta, nu ești la voia întâmplării. Iisus își întinde brațele spre tine și vrea să te mântuiască. Vrea să-ți dea viață veșnică. Și a plecat dezamăgit. Pentru că Iisus nu i-a rezolvat problema. Ce izbăvire vrei, Cleopa? Noi credeam că El ne va izbăvi. Păi El ne-a izbăvit. Poate a venit unul și a spus, bă, dacă Dumnezeu trăiește, dacă Dumnezeu există, frate pastor, domnule pastor, dacă Dumnezeu e așa atot puternic, cum spuneți voi și măreți, și El conduce istoria, de ce în lume mor copii de cancer, de leucemie? De ce în Malawi sau alte locuri în Africa sunt copii care au burțile grase, dar nu că au prea multă mici și mâncare acolo, că de foame trăiesc cu o lingură de orez și aia e la 2 sau 3 zile. Știți că la ora actuală mor pe glob oameni de foame? De ce sunt atâtea lucruri sub soarele ăsta dezgustătoare? Dacă Dumnezeu e așa cum spui tu, de ce nu face ceva? Și pastorul îi spune, domnule, Dumnezeu deja a făcut ceva. La cruce de la Golgota, Fiul lui, Iisus Hristos, a murit. Și apoi a treia zi a înviat. Și ăsta e cel mai măreț lucru pe care a putut să-l facă Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pătimit. A murit și a înviat. Ca să ne izbăvească de sub puterea păcatului și a morții. Și să ne dea binecuvântarea cerului. Și să ne trezească că veșnicia noastră nu este legată de pământ și de vremelnicie, ci veșnicia noastră este legată de veșnicie. Viitorul nostru este legat de cer, nu de pământul acesta. Cleopa, de ce ai fi vrut să te izbăvească Domnul? Dar, fraților, dați-mi voie să vă pun și vouă această întrebare personală și caldă și directă. Tu, de ce ai vrea să te izbăvească Domnul? Noi credeam că ne va izbăvi. Tu! De ce ai vrea să te izbăvească Domnul? Și să spunem psalmistul, Doamne, Tu mă izbăvești din toate temerile mele. Și spun și eu, Doamne, izbăvește-ne din toate temerile mele.
voastră. Și spre psalmistul, era cu picioarele în mocir. Și el mi-a pus picioarele pe stele. În cur aveam o cântare de jale. El mi-a pus cântarea veseliei și cântarea bucuriei. Eram îmbrăcat cu haine murdarele păcatului. El mi-a dat hainele bucuriei. De ce ai vrea să te izbăvească Dumnezeu? Doamne, știi cum aș vrea eu să mă izbăvești, să mă culc așa și când mă trezesc, am un sac cu bani de mine, în casă, că așa multe probleme sunt, așa multe nevoi sunt. Care ar fi izbăvirea pe care o aștept de la Domnul? Să știți că izbăvirea asta pe care o așteptăm noi de la Domnul se vede și în rugăciunile pe care le lăsăm la Domnul. Și către Domnul. De ce am vrea să ne izbăvească Domnul? De vecinul ăsta care nu mă lasă în pace, de ăștia răi care nu-mi dau pace, de vezi ce bărbatul ăsta, vezi ce... Deci de ce vrea să ne izbăvească Domnul? Domnul spune, ai nevoie să fii izbăvit de un singur lucru. Ai nevoie să fii izbăvit de păcatul care e în tine. Și ai nevoie de mine ca eu să-ți dau viață veșnică. Ia uite cum apare dezamăgirea. Cum apare dezamăgirea? Păi acum 4 ani de zile, ce pastor a așteptat biserica? Eu vă spun, dacă Domnul Iisus, dacă vinea din cer, nu știu dacă era mulțumit. Făcător de minuni, nu știu ce, dar când așteptările sunt foarte mari. Da? Domnul, aștept să vin la biserică dimineața să văd 500 de oameni și vin și numai 50. Că așa a hotărât Dumnezeu. Și sunt convins că voi toți care sunteți aici și dimineața asta, Dumnezeu v-a hotărât că aveți nevoie să auziți mesajul acesta. Amin. Dezamăgire. Când așteptările sunt nerealiste, când așteptările nu sunt de la Duhul Sfânt, ce așteptăm noi? Păi așteptăm să fie o biserică, cum? Ca Faptele Apostolilor. Bun, dar cum e biserica din Faptele Apostolilor? Păi era un casa unuia, se adunau câțiva, în casa altuia câțiva, erau prigoniți, ar vrea un pastor ca Apostolul Pavel. Bun, dar dacă duci la Apostolul Pavel, ăsta a fost și pușcăriaș, au avut probleme cu justiția, a luat unul care a avut probleme cu justiția să fie pastor. Spune, prin bătăie, prin strâmbtorări, prin foamete. Păi ce pastor este? N-are nici măcar un costum. Când apare dezamăgirea? Când avem așteptări care nu sunt din Dumnezeu. Când ne creăm o imagine a noastră despre, chiar despre Dumnezeu. Chiar despre lucrarea lui Dumnezeu. Cei și-au creat o anumită imagine despre Iisus. N-a fost acela. Iisus nu e potrivit cu imaginații de tale. Lucrarea nu e cum ți-o imaginezi tu. Spune Dumnezeu clar. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Dar cum, Doamne? Hai să vă spun o paranteză aici. În toate, sau în toate bisericile baptiste din țară, este voce la oră. S-au construit după Revoluție biserici foarte mari. Au fost fonduri, și din bisericuții, cum a fost și în Giurești, s-au făcut clădiri foarte mari cu speranță. Că se vor umple, că vor fi neîncăpătoare. Numai că a venit o vreme de libertate și clădirile imense. Sunt în țară clădiri, ce a noastră e mică. De 4 ori mai mari clădiri ca ale noastre și mai puțin decât noi. Și s-a dus așa un ghemot de brață. Stai, zici că ești într-o pește. Câta mai clădiri. Și-au fost așteptări mari. Va fi. Și n-a fost. Vreau să vă spun un lucru. Că tot vorbesc și cu unii și cu alții. Ce se întâmplă cu noi? 10 oameni nu se pot pocăi într-un an de zile de acum încolo? Credeți asta că se pot pocăi 10 oameni de acum încolo? 10 oameni. La anul ăsta avem pe vremea asta. Vorbesc cu 10 persoane. Credeți lucrul ăsta? Nu vă prea credeți. Amin. Păi dacă avem așteptări, da? Așteptări mari, am avut așteptări să facem clădire, am avut așteptarea, înainte și nu știu, am avut așteptarea că se va predica de pe stadioane, că vom avea televiziuni, că vom avea radiouri, dar pentru asta au postit și știți că te-a luat ăla, despre marea importanță a rugăciunii, omul să se trezea noaptea și spune că soția lui distorcea pișamarele, că se ruga cu lacrimi, cu sudoare, transpira. Și a adus Dumnezeu acele vremuri când Evanghelia a fost propovăduită de pe stadioane și se propovăduie de pe stadioane. Nu poți să ai așteptări nerealiste. Așteptăm. Să curgă mani. Nu fac orice. Așteptări care nu sunt de la Duhul Sfânt. Și vis-a-vis de bisericile noastre. S-au construit clădiri mari. Sau... Eu văd un fel de triumfatorism, a spus, da? Eu
fel de trofie, de, ca, un fel de mândrie. Noi ne-am făcut. Ce ortodoxie pe acolo, pe Giulești aia? Vezi, mă, ce biserică are. Ce clădiri. Și ne-am arătat ce a făcut clădiri. A făcut clădiri. Ne-a dat, domnul, clădirea, a făcut clădirea, aveți. Cu termopane, cu aer condiționat. Stați cu el, dar vă plac clădiri, stați cu clădiri. Fraților, eu cred că mândria ne-a distrus. Dacă nu se dea cu mine, mândria, aroganța, mândria. Și dacă experimentăm niște vremuri ca acestea, e, fiindcă Dumnezeu vrea să ne smerească, de aceea a spus și buletin, să cerem de la Domnul smerenie. Da, ne gândim așa niște lucruri pompoase, la număr de oameni, de ce ne dăm toate astea? Pentru slava Domnului? Sau să vedeți de noi că avem formare, cornic, orchestră mare, orchestră mică? Că cum aș sta eu în fața altora când spun, băi, eu, biserica mea, ce avem noi acolo, ce bugete, ce... Și Iisus spune, păi degeaba aveți, eu stau la ușă și bat. Și nu sunt înăuntru. Și nu sunt în mijlocul adunării. Doamne, de nesperie. Dezamăgire. Dezamăgirea spirituală este dureroasă. Pentru că unii au căzut în dezamăgire și au căzut de la credință. Mi-aduc aminte despre o familie care erau vecini cu noi, Roxana îi cunoaște. Erau vremurile prin 90, când cam cei care se întorceau la credință mai primeau câte ceva, veneau ajutoare, sau eu le spun distrugătoare, foarte multe ajutoare veneau. Și vedeau ăștia că pocăiții primesc, atunci mulți s-au pocăit să primească. Și unul s-a pocăit și el și a venit la biserică o vreme și vinea pe la mama și mama așa o învăța, dar îi spunea, mama nu prea o arde casa de învățătură, că ea nu prea era. Era cum faceți, dar voi cum, dar voi cum, și a primit tata un trabant. Au fost mai multe mașini, mașinile le-au luat alții, tata le-a dat un trabant, trabantul de mașină. Spune că trabantul e cea mai lungă mașină, că are, nu știu câți metri și restul frum. Și noi, 11 cu trabant. Vă dați seama, 11 copii, tata și mama, tu trabant. A primit cu bucurie, avea un trabant. Și vine ăsta într-o zi la mama și la tata și spune, dar cum de v-au dat două de la biserică trabant? Domnul ne dau un trabant? Și au venit o vreme, au venit o vreme și după aia nu mai vine la biserică. Și din cercetări, dar de ce nu mai vin la biserică? Pentru că eram copilatul și mergeam la el. Și ca să vorbesc, de-a Ioane, vină la biserică, tante Dan s-au chemat, vină la biserică, vină la biserică. Și din vorbă în vorbă, nu i-au dat pocăiți în mașină. Și au fost așa de dezamăgit de pocăiți, că nu i-au dat și prin mașină. Păi pentru asta ne-am întors la Domnul. Dragilor, vă spun un lucru, nici măcar pentru sănătate nu să vin la Domnul. Spune-mi, Domnule, mă întorc la Domnul să... Uite, m-au trecut, nu știu ce cercări am. Să dea Domnul sănătate, să dea Domnul nu știu. Nu pune astfel de condiții, că Domnul îți promite un singur lucru, că ți-l dă dacă vii cu pocăință sinceră și cu credință sinceră în Dumnezeu. El îți dă mântuire. Atât. Și unii sunt atât de dezamăgiți, atât de... o dezamăgire care e inexplicabilă. Mă, dar trei lucruri pe care oamenii ăștia le iau ca și dezamăgire. În primul rând sunt dezamăgiți de preoți. N-ai auzit străinule ce au făcut preoții noștri? Cum l-au dat pe mâna? Ei, preoții, l-au dat pe mâna lui Pilat? Ca să fie răstigniți. Suntem dezamăgiți de tot ce înseamnă sinagogă, de tot ce înseamnă templu, de tot ce înseamnă închinare. Dezamăgiți de preoțime, de închinare, de templu. Plecăm la Emaus, drumul Emaus, e drumul dezamăgirilor. Plecăm, îi lăsăm pe aia acolo să stea închiși într-o cameră, noi plecăm frustrați, închidem ușa noastră, nu ne mai trebuie. Preoții au fost primii care l-au dat pe Iisus, pe cei care noi ne punem speranța în El. Preoții l-au dat pe mâna lui Pilat ca să fie răstignit. Dezamăgiți de preoți. Vă întreb un lucru. Iisus a fost dezamăgit de preoți? Da. De ce da? Pentru că El a mers în templu. Un om dezamăgit nu merge în templu. Un om dezamăgit pleacă acasă. Un om dezamăgit își face bagajul pentru că ei s-au întors înapoi. În noaptea aia s-au întors înapoi și au dat seama că au făcut un lucru greșit că au părăsit cu cenicii. Și s-au întors înapoi. Au plecat că au fost dezamăgiți. Iisus nu a fost dezamăgit nici de că v-am jucat la arenă? Poate m-am jucat. N-am fost dezamăgit. Nici de farisei n-am fost dezamăgit. Le-a zis vorbite vorbite. Nu? Arată Iisus că e dezamăgit? Dar nici de tine nu dezamăgit Iisus. Nici de mine. Hai să vă spun cum se treaba cu dezamăgirea. Dacă eu aș ști ce ai face cu săptămâna viitoare, să spune că îi dau la Andrei 1 milion. Dar știu că Andrei, dacă are 1 milion, merge la chestii. Sau își cumpără un telefon, sau își dacă telefon, știu ce face cu 1 milion, nu știu ce fac acolo, ca copii așa mai. Deci, bă, lasă-i dau, bă. Mă bucur și eu așa, că noi părinții spunem, lasă,
6, când crește postul de fac, postul ce fac, așa ne mai cumpără și unde mai din ei. A, să-i dau un milion. Că știu că nu-și cumpără el cărți ca să citească. Doar nu își cumpără cărți. Dar da! Vă întreb, Dumnezeu care știe totul, poate fi dezamăgit în spuneți da sau nu? Dacă Dumnezeu știe totul, poate fi dezamăgit. Eu vă spun adevăr teologic, nu poate fi confundat. Dumnezeu nu poate fi dezamăgit, că El cunoaște totul. Dezamăgești pe un om care nu știe. Că, da, Dumnezeu nu se așteaptă mai mult decât știe El. Deci așteptările Dumnezeu vis-a-vis de noi, de biserică, de fiecare parte, se conforme cu așteptările Lui. Dar poți să te rogi cu asta, să postești, Iisus știe ce faci să dă viitoare. Aștept ce vorbeam oamenii ăștia pentru unul între ei. Pe Dumnezeu nimeni nu poate dezamăgi. Doamne, am dezamăgit pe Dumnezeu. Nu, fals. Nu-i Biblie. Nu-L poți dezamăgi pe Dumnezeu. Pe oameni, da. Pe toți dezamăgi, dar pe Dumnezeu. De aceea, Iisus n-a fost dezamăgit de închinare de la templu. A pus mâna pe un pici și a făcut curățenie. Acțiune, credință. Dacă era dezamăgit, spunea, adică, ăsta deși un templu Solomon, de templu făcut de Irod, nu au făcut slava Domnului, găsea motive teologice, găsea motive sociale, găsea... Dar el a intrat acolo în templu. Și a făcut curățenie. Dragule, nu te lăsa paralizat de dezamăgire, da? Că, Doamne, am vrut să fac, am fost dezamăgit, vezi, m-au dezamăgit frații. Nu există așa ceva. Doamne, vezi, pastori, preoții, eu te pot dezamăgi, că sunt un om ca și tine. Și am un dușman care, un ichituță, l-a spune la ureche, e care să te dezamăgeți. Noi ne putem dezamăgi unii pe alții. Preoțimea te poate dezamăgi, dar Dumnezeu niciodată nu te poate dezamăgi. Și fiindcă Iisus avea această perspectivă, El mergea la templu, de ce? Nu știați că trebuie să fiu în casa preoților? Nu, el nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu. El a mers în casa tatălui să se întâlnească cu cine? Cu preoții? Avea 12 ani la templu, nu? Și ce făcea acolo? Le punea întrebări. Și eu frica, și se uitea așa să le duce să... Dar le punea întrebări. Mă gândesc, ce trebuie că tu cu valeaci, cu acolo, cu zeciuieni, cu bani? Nu, nu sunt trebuie ușoare. Dezamăgiți de preoți. Cât s-au părăsit bisericii, dezamăgiți de pace, de prezentiri, de oameni, ăștia care ne conduc, ăștia care cântă. Dragii, asta e o dezamăgire falsă și trebuie să o dezamăgăm în dimineața asta. Trebuie să o dezamăgăm. Întâlnirea cu Iisus, da? Ei vorbeau între ei despre tot ce s-a întâmplat, un preot, un nu știu ce. Ce vorbe s-a stat între voi? Să știți că prin vorbe nu ne dezamăgim unii pe alții. Vorbim foarte cert, pentru că vorbeau și se întrebau, vorbeau și își puneau întrebări. Confuzia, spune într-un cuvânt. Vine Domnul Iisus între ei, străinul acesta, și ia Scripturile și te vorbește din Scriptură despre Iisus. Doamne, ajută-ne și pe noi să vorbim despre Iisus. Amin? Da. Le-a tâlcuit de la Moise, de la profeți, de la proroși, din toate Scripturile. Despre Iisus Hristos. Și ce minunat e să vorbești despre Iisus Hristos. Și când vorbești despre Iisus Hristos, dezamăgirea dispare. Atâta dezamăgire în biserică, atâta deziluzie, lipsă de perspectivă. Păi dacă nu mai vorbim de Iisus Hristos, hai să dăm afară pe Iisus Hristos, că nu mai încăpem noi, de noi în biserică. Doamne, fii în mijlocul adunării. Și dacă vorbim despre cineva, să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Dar le-a schimbat perspectiva. Doamne, ce vorbiți voi? Dar ești trăit, nu știi. Și Iisus spune, hai că sunt curios să văd ce s-a întâmplat. Care sunt bârfele? Care sunt veștile? Care ce să mai aude nou? Spune, mă, nu-i bine ce vorbiți voi. Hai să vă vorbesc eu din Scripturi despre Iisus Hristos. Și dacă ei vorbeau despre adevăratul preot, dacă ei vorbeau despre Iisus Hristos și măcar își aduceau aminte că El le-a spus, voi învia. Nu mai vreau să amăciți. Dar nu și-au făcut timp să vorbească despre asta. Doamne, învață-ne ce să vorbim. Amin? Spune Petru, spune că unii au boala întrebărilor fără rost și a cercetărilor. Da? Au unii boala asta a vorbelor fără noimă, fără sens. Și îți spică vin un pat și îi spui pe o parte, îi spune pe alta, îl convinși că așa e, după aia spune, a, e așa, pleacă acasă, după aceea spune că ei invers. Și Petru spune, Doamne, sunt niște oameni care sunt bolnavi, să dispice vorba în pat, să vorbească fără rost. Sunt unii care sunt bolnavi. Pavel spune în Timotei, să n-ai de-a face cu astfel de oameni care să țin de înșiruri, de neamuri, de ciorfăieri, de lucruri care cu privire la lege,
cu astfel de lucruri. Dar, Doamne, cu ce oameni să avem pace? Cu oameni care vorbesc despre Iisus. Amin? Amin. Cu oameni care știu să vorbească despre Iisus. Dezamăgiți de preoți, dar interesant că dezamăgirea lor continuă și merge mai departe, dezamăgiți de femei. Spune, Doamne, niște femei de ale noastre s-au dus bine de dimineață la mormânt. Acum să fie dezamăgit de femei. Eu sunt căsătorit și eu de 7 ani de zile, dar nu pot să fiu dezamăgit de soția mea. Femeile sunt serioase, sunt niște femei de-ale noastre, dezamăgit. S-au dus acolo, la mormânt, și uite ce bazaconie au inventat ele. Nu l-au găsit, au văzut și o vedenie, au văzut niște lucruri care le-au spus niște lucruri. Observați aici dezamăgite. Niște femei de-ale noastre s-au dus la mormânt și în loc să, ei nu puteau să creadă, nu puteau să priceapă, de aceea Iisus le numește, da, zăbavne și prima, unui pricepuților și zăbavne și prima, că vine vorba să crede Scripturile. Nu puteau să creadă. Iisus era cu ei, de adevărat, Iisus era înviat într-un trup cosmic, Maria Magdalena, a putut să-l vadă. Nu puteți să vezi pe Hristos decât prin credință, pentru că după înviere, pe Hristos îl recunoști doar prin credință, dar au nevoie de credință. De aceea spune Pavel în Efeseni, Domnul să vă lumineze ochii inimii ca să înțelegeți cine este Iisus Hristos. Îl poți cunoaște pe Iisus Hristos. Niște femei ale noastre s-au dus acolo, dezamăgiți. Da? Femei. Mai continuă mai departe dezamăgirea și spune, mai mult, doi dintre ucenici, doi dintre ei noștri, mă, Petru și Ioan, da? Nu-i cunoști, tu ești un străin, bă, dar Petru ăsta, cum serios, Ioan, mai tine, dar de perspectivă. S-au dus la mormânt și când s-au întors de acolo și au spus, au confirmat și ce au spus femeii. Bă, eu, când am văzut toate lucrurile astea, noi n-am mai putut suporta și am plecat. Pus prea mult. Preoții l-au dat pe mână. Ce să mă aștept la Ierusalim? Spune-i. Da, la Ierusalim era centru, prezența lui Dumnezeu, era templu care se simboliza prezența lui Dumnezeu. Tot ce se întâmpla spiritual trebuia să fie în Ierusalim. Nu mergem la imam, ce să mai stăm aici? Femeile! Bă, mă, și la astea femei. Domnul să binecuvânteze surorile din adunare. Și să le facă femei sfinte și evlavioase și temătoare de Dumnezeu și prețuite de noi toți. Amin. Niște femei au... Ucenicii, Petru și Ioan, bătrânul Petru! Ioan, tânărul de perspectivă și ăștia s-au dus și au confirmat. La ce să mai stă? La ce să mai stă? Numai că dacă vrei să fii dezamăgit de Dumnezeu, dă-mi voie să-ți spun că nu poți. Vrei să te străinezi de Dumnezeu și să fugi pe imausul tău? Nu poți. Pentru că Dumnezeu ți-e să-mi cale. Binecuvântat să-i fie. Și încerci să-l scoți. Și încerci să spui, Doamne, sunt dezamăgit de tot. Am avut multe dezamăgiri. Vă vorbește un om care știe ce înseamnă dezamăgirea. Am avut momentul critic când pur și simplu n-aveam lapte pentru Samuel. Era mic. Născut prematur, cumpăram un lapte foarte scump. Și soția nu mai avea lapte. M-am văzut o cameră și m-am zis, Doamne, până aici a fost. Ajunge. Am luat mașina furios, am zis, porțile. Mă gândeam că pe stradă o să întâlnesc eu pe cineva, să cer niște bani, nu știu, să cerșesc, nu știu ce să fac. Și o soră strigă după mine, frate, Ovidiu, frate, Ovidiu. Era sora care cânta cel mai tare din biserică, dar avea o trompetă, o voce, eu, trăgoare, la o prima așa, ce vrei, soră, ce, lasă-mă acum. Să-ți dau ceva, să-ți dau ceva. Și mi-a dat o foaie de 2000 de ani. Când ești tu cel mai jos, când ești cel mai dezamăgit, când spui, Doamne, până aici ce-a fost. Și ce spune Dumnezeu? Că ți-e un cale. Vin eu întâmpinarea ta. Vin eu să-ți dau de vorbă cu tine. Vin eu să-ți iau dezamăgirea. Și prin Scripturi le-a arătat cine este Iisus, că Iisus nu dezamăgește. Și interesant că au cunoscut cu el, nu l-au cunoscut. Și când au intrat Iisus a spus că vrea să meargă mai departe, se pare că ăsta era un obicei al vremii. L-au primit în casa lor, au fost ospitalieri. Și când a frânt pâinea, mulți teologi spun că l-au recunoscut după semnul de pui. Când au văzut semnul cu pui. Mâinile acelea care strângeau pâine, s-au uitat cu atenție la rănile lui, la găurile lui, din palmele lui. Atunci când s-au deschis ochii și au înțeles, este Iisus. Numai că Iisus pleacă de la ei, se face nevăzut pentru că pe Iisus îl primește prin credință, dar vreau să vă spun ce spune Padre Galateni, cum am primit pe Iisus, așa să și
și astfel la cină, chiar în noaptea aceea. Și dragul meu, nu am îndamnă. Nu te-a aventurat pe drumul dezamăgirilor. Știu, voi deja mă cunosc, sunt multe dezamăgiri pe care le avem, nu de aici. Sunt multe așteptări pe care le-am avut, vizii care s-au spulberat. Nu te-a aventurat în acest tunel întunecat al dezamăgirilor. Astăzi Iisus, prin cuvânt, ți-a ieșit în față. Și spune, gata cu dezamăgirile. Azi Iisus te întâmpină cu bucurie și spune, lasă dezamăgirea deoparte, pune-ți speranța în mine, pune-ți încrederea în mine. Pune-mă la cercare și vă vedea că voi da popoare pentru tine. Și Doamne, dacă Tu dai popoare pentru noi, dacă suntem așa de scumpi în ochii Tăi, că am murit Fiul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, de ce să fim dezamăgiți? De ce să fim dezamăgiți? Și chiar în ceasul acela s-au întors apoi în cetate, în Ierusalim. Și din niște oameni dezamăgiți au început să spună, Hristos a înviat. L-a văzut Simon. Simon. Acum nu mai te condamnăm că ai fost bătrân fără înțelepciune. Pe Ioan, acum nu mai spunem că ai fost o tână de perspectivă, dar ai avut un moment de ezitare. Femeilor, acum nu mai spunem niște femei. Acum vă spunem ceva. Hristos a înviat. Când s-a descoperit nouă la frângerea pâinii. Când i-am văzut răni. Când i-am văzut răni. Dragilor, vă chem să priviți spre venirea lui Hristos. Spre Hristos cel răstignit. Cel care a terminat pe cruce. A stat acolo între cer și pământ de 3 ceasuri. Ca să-ți ia dezamăgirile de vieți. A vorba. O ia și aceea. Primă. David spune, Doamne, spală-mă cu desăvârșire. Îți dezamăgi de bine. Doamne, o ia și aceea. Divorță. O ia și aceea. Care e dezamăgirea vieții tale? Hristos spune, vino așa dezamăgire. Vreau să te întâlnesc. Cum am întâlnit cu oamenii ăștia, vreau să te întâlnesc și să-ți dau viitor și speranță. Să nu mai trăiești ca un dezamăgit, ca un mulțumit, ca un confuz cu întrebări și cu vorbe de șarte. Și să spun și ție, pe buze, o cântare de laudă. Și cântarea aceea să fie Hristos, Adia. Doamne, binecuvintează biserica. Și te chem în dimineața asta, dacă ești aici, în locul acesta de închilăciune, nu pleca acasă, până nu iei această hotărâre în inima ta și să spui, Doamne Iisuse, vreau și eu să fiu un copil de Dumnezeu. Poate ești creștin de ani și ani de zile și vin dezamăgirile, pentru că spunea un mare predicator, Tozer, spune că diavolul are un arc și pe arcul acela pune o săgeată care se cheamă dezamăgire. Și de multe ori o pune în inimă, împinge în inima creștinilor, ca să fim dezamăgiți. Eu știu, dacă nu sunt așa dezamăgit spiritual, nu mă face nimic. Doamne, orice dezamăgire să piară din Dumnezeu nostru. Și pune noi nădejde, că ne numim biserica nădejdea. Domnul să ne numim nădejde, de speranță, de mântuire. Și chiar în ceasul acesta. Atunci s-au întors înapoi. Atunci au părăsit Dumnezeu dezamăgirilor. Chiar acum. Facă Domnul să părăsim orice drum al dezamăgirilor. Și să înaintăm cu avânt. În alergarea care ne stă înainte, pe drumul vieții, împreună cu Hristos. Amin. Amin. Am pus o cântare, 522. Haideți să o afișăm. Haideți să ne ridicăm și în picioare. Slujesc pe Salvator!